Hidratarea este esențială pe timp de caniculă, însă nu este suficientă sticla de apă purtată peste tot, ci și alimentele contribuie la confortul hidric. Hidratarea reprezintă un element fundamental al stării de bine, însă vara este necesară o hidratare mai substanțială. Singura soluție nu este însă băutul de pahare de apă unul după altul, ci unele alimente bogate în apă și fibre. Cele mai bogate în apă sunt fructele și legumele, cu un conținut de apă între 80 și 95%. Dintre legume, cei mai burduși cu apă sunt castraveții cu 97%, urmați de salată 95%, roșii și dovlecei cu 94%. În privința fructelor, campioanele sunt cele cu zeamă, pepenii verzi și cei galbeni 91%, citricele 85%. Pot hidrata și fructele mai dulci, caisele și merele conținând 86% și respectiv 85% apă. Nucile, avocado, curmalele sunt mai bogate în calorii și conțin mai puțin apă. Nu este indicată eliminarea lor din alimentație pentru că furnizează zaharurile lente, utile pentru efort. Potrivit specialiștilor, și laptele este o soluție bună de hidratare, conținând între 80 și 91% apă. Pe listă mai figurează iaurturile degresate și brânzeturile albe, hidratarea asigurându-se și mâncând. De reținut este faptul că iaurturile de băut conțin doar 79% apă. Dintre celelalte alimente, peștele conține o cantitate însemnată de apă, de la 65% la 80%, iar carnea între 50% și 70%. Totul depinde de modul de preparare, iar senzația de hidratare nu este la fel de evidentă ca în cazul celorlalte alimente. Hidratarea prin proteine se poate realiza cu ouă, un ou crud conținând 75% apă. În niciun caz nu trebuie să se uite consumul de apă. Băuturile gazoase și celelalte sucuri fac plăcere fără să hidrateze suficient, așa încât se recomandă evitarea lor în beneficiul apei plate, relatează monitorul de cluj.ro.